la o parte din acel teren. Din 1000 de hectare, undeva la 650 de hectare, sunt închiriate an de an de cei de la Galați pentru exploatare agricolă. Lucru care, din punctul meu de vedere, nu este corect. Deci, la hotărârea 1 de guvern spune că se trece suprafața de teren de 1000 de hectare conform anexei pentru construcția de locuințe. Deci, dacă cei de la Galați au luat acest teren pentru construcția de locuințe, au făcut o hotărâre de Consiliul Local, de Consiliul Județean, deci au avut o inițiativă la momentul respectiv, terenul trebuie să fie folosit pentru destinația solicitată. În schimb, undeva din anul 2003, mai mult de jumătate, undeva la 650 de hectare, sunt închiriate către diferite societăți. Suma pe care Consiliul Local Galați a încasat-o în această perioadă este peste 1,5 milioane de euro. Deci, proiecta în acest 15 ani, 14 ani, de când Galați închiriază terenul, a pierdut peste 1,5 milioane de euro. Nu știu dacă n-ar fi fost normal și corect, având în vedere delimitarea teritoriilor celor două județe, ca Brăila să încaseze această sumă de bani și să-i folosim în dezvoltarea noastră locală. Din punctul meu de vedere, hotărârea de guvern, așa cum s-a întâmplat și cu cele două cazane pe care Dumnezeu le-a transmis municipiului Brăila la un moment dat și între care una a fost predată înapoi Ministerului Apărării pentru că nu s-au făcut investiții necesare acolo, pentru adevăr, acea hotărâre de guvern era pe un termen, dar era clară destinație. Pentru că municipiul nu a reușit să utilizeze în scopul primit terenul respectiv, l-a dat înapoi celor la armată. Cred că același lucru se poate întâmpla și cu suprafața de teren rămasă neutilizată. Acolo nu s-a construit, înțeleg 35 de hectare care au deja o infrastructură, lucrurile sunt clare, nu mai putem schimba acum soarta terenului respectiv, pentru că au fost investiții făcute pentru municipiul Galați. Dar diferența de teren cred că ar trebui să doar plăbăie. Și până când se va găsi o altă destinație, sumele pe care le încasează astăzi în Galațiu, ar trebui să revină bugetului municipiului sau județului Brăila. Deci pe această cale, îi solicit atât președintele Consiliului Județean, cât și domnul primar Dragomir, să inițieze procedurile pentru transmiterea către guvern a solicitării de a prelua această suprafață de teren în domeniul public, a municipiului sau județului Brăila.